Nu te-a dat nimeni să vă spune bună seara? Bună seara! Vom începe programul nostru cu imnul clubului. După aceea, Lucian o să ne recite o poezie. Al Lucian, nu-i. Al Lucian, Lucian al nostru. Tu n-ai voie. Urmează două melodii compoziții proprii. O scenetă, Muntele cel Fodorong Troncu, adaptare de Comicea Sunt Timbreanu. Și apoi ceva momente Hazli, de prin tabără. Bravo, Lucian! Se pare că nu suntem primi în Bucovina, înainte de noi a fost și Eminescu. Și inspirat de acest opus secular a creat o poezie, care se numește chiar La Bucovina, de Mihai Eminescu. Noi putea uita vreodată dulce Bucovina, geniuț romantic, munții în lumină, florile în văi, râuri resăltânde, peste stânci înalte, apele lucinde, în dalbe diamante, peste câmpii în zori, ale sorții mele, plângeri și surâse, îngânate în cântec, îngânate în vise, tainic și ușor inima mea o fură și cu dulci cuvinte îmi șoptesc de dor. Numai lângă sânuți geniile rele, care descântă firul vieții mele, parcă dormită, mă lăsară în pace, ca să cânt în lume, să-mi visez o soartă mândră de al meu nume și de steaua mea. Când pe cer
tremură selen, acolo aici, nu? Tremură selene cu un pas melodic, cu un pas alene, eol pe asta harpă blând răsunătoare, cânta nopții tainică, mistică cântare, cânt din Valhalla. Atunci, ca și silful, ce n-adoarme în pace, inima îmi bate, bate și nu tace, peste fantazii mândre ea își face cale. Ea pornește mândră peste nopții vale și-și mână-l ei dor, mână dorui tainic, colea înspre tine, colea înspre tine, mândră Bucovină. Și așa, totdeauna, când gândesc la tine, inima îmi naște nouri de plumb și de lumine, Bucovina mea. Bravo! Ce credeți? N-au vrut să încapă în tren.
Au spus că ei nu se mută din așezările lor străvechi pentru niște leneși fără perechi. Acum uitați-vă, toți sunt făcuți din piatră, ca parcă ar fi un fel de semi prefabricată. Acum, nu știu cum au crescut așa de mari, că omenirea când i-a lăsat, erau ca niște ștrengari. Acum, parcă sunt niște elefanți care duc nori de rucsac au niște nori foarte mari și duc pe toți în spate. Bună seara, pardon. Munții noștri sunt bogați ca soarele. Au aur și argint prin toate buzunarele. Bate, Rodo. Unde pui și vedeți? Uitați un pic, creasta aia, care parcă se clatină, sigur e de platină. Sub pietre găsim cărbun, cu care locomotivele desenează noi, cu foși. Dăm și tot la tren ajunge. Au fier, au sare, dar ce nu au? Au chiar și lupi care fac... Ca să nu mai spunem de izvoare și ape minerale. Cu ele se pot spăla munții chiar și pe picioare. Da, da, nu sunt alții ca ei care să le semene. Uite cum ne cheamă să intrăm în ei ca în cetatea lui Cremene. Sunt câțiva munți Carpați sunt mai înalți decât ceilalți. Când te uiți în jos, uneori îți vine amețeala. Și atunci spun comprese cu nori. Că să știți, munții, da, sunt cei... sunt cei care dirigează ploile, spunându-le norilor. Ce vă îngrămădiți toți aici ca oile? Mă apă chioară, nu mă auzi? Plouă mai la câmpie. Mai în sud. Năzdrăbanilor, stați. M-am luat cu vorba și am uitat să vă spun să respirați. Pentru că oamenii, să nu vă mirați, vin mai mult la munte ca să respire. Și că aerul de aici ar avea nu știu ce vitamine. Și dacă îl tragi în piept zi de zi, cu minte, te faci sănătos pe 7 ani înainte. Vedeți voi stânca aia bătrână care seamănă cu mână? Da, ce cu ea? Este mâna fermecată a muntelui cu care ajută farmaciile și ne iau nouă astenia. Acum am ajuns într-o poiană. Aveți grijă, puteți călca pe frunze, dar cu mare grijă că te poate înțepa melolonta melolonta. Pe tine te poate agresa putorius putorius. Pe tine te poate lua în coarne rupicap la rupicap. Așa că aveți grijă și călcați pe frunze ca pe o blană. Dar unde fugiți, copii? Aoleu! Nu plecați singur prin păduri. Doar v-am spus, acolo sunt prăpăstii în care se ascund și vinele. Wow. Și înfrig brazii rădăcinile. Brazii sunt cei mai buni alpiniști, copii. Ei ajung în vârful muntelui fără frânghii. Iulian! Pentru voi, munții, au și niște ascunzișuri, multe, ca frunza și iarba, parcă ar fi făcute pentru baba iarba. Te ascunzi colo după un copac și, când strigi, gata, chimiță, te găsește repede. Mistrestul cel cu poze antici, cei care v-au cunoscut. Ce bifalnici ce zgârie norii cu coarnele lor, cu coși de munte ce scaldă penele în roa dimineții, ursul ce intră la bărlog pentru iernare, lupul cel zicurat care urlă noaptea, vulta cea șireată sau veverița și toate animalele despre care v-am vorbit și multe alte păsări cu pene se găsesc în munți ca în cartea cu desene. Da. Nu pot, căci le-aș arăta eu cu degetul de la coadă până la cioc sau la bot. Căci ele se joacă de-a pitulușul pe după stâncă, iar când se prind, se mănâncă. Iar acum au fugit de aici, fiindcă au aflat că noi suntem voinici
și urcăm în vârful muntelui, pe boteci, ținându-te de ciuperci. Ciuperci! Deci, gata, suntem pentru lira Bucovinei? Da. Bagajele? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, o groapă, ai unt! Da. Vedeți că sunt și bolba. Hai! Hai! Bă, ce căprioane! Uite! Ce căprioane! Bă, ce frumoasă! Ia ce cornițe frumoasă! Bună-i din gata! Uitați-le! Nu! Hai, la drum! Hai! Domn șofer! Domn șofer! Hai! Lucrez! Lucrez! Șanțu! Atenție! Sunt inginerul de la SC Cal, caruserele a PSNC. Bă, nu trece nimeni! 4 ore, bă, 4 ore! Bă, ce eu vorbesc, bă, inginerul de la SC Cal, bă, eu vorbesc! Dar dumneavoastră ne dormiți atâția oameni! Bă, tu știi să nu... Tu știi să nu... Dar aici... Să ajunge neapărat! Dar rău, ești de bură! Bă, tu știi câți bolovani sunt aici? Nu! 684,3! Nu mă interesează, nu mă! 4 ore nu trece, bă, de că trebuie să ajungem jumătate de ore, că nu mai prindem loc pentru corp! N-avem loc pentru campare! N-avem! Dacă vă sunteți așa voinici, cum spuneți că sunteți de pe vârful Stâmișoarei... Da, bineînțeles! Ia veniți voi, bolovani! Nu, hai, domnule! Bă, eu sunt inginerul, bă, inginerul de la SCC, bă, nu trece, bă, 4 ore, bă, 4 ore! Eu sunt delegat, da? Domnule inginer, dacă putem trece noi... Trecem și o bere! Hai, domnule! Domnule, acum am calculez devizul, voi... Domnule inginer, hai, cât durează până la urmă? Cât durează? Da, cât dai. Băi, veniți bolovani, băi, să dragă crucea talienilor, băi, veniți bolovani, băi! Libera noi, dăm o miere! Băi, suntem mărinimori, hai, trece! Gata! Am ajuns! Uite-mi că Lucia! Da, bă, s-a vorbit la telefon, ce-a trimis, ce-a trimis de aici, ne-am trezit, l-am trezit valor. Dar stai, 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 loc de campare avem? Păi, ia să-i, cât vine, sus, nu-i așa, am două în cor. Și avem loc? Bă, cât a viața? M-am mai dormit la cort? Păi, ai și cam, fac și așa. Ca să ne încălzim, că dormim la cortul. Da. Stai, olea, am fost un post paralel, nici nu te-am lăsat. Vă vă bătați și băjetul lui, aici aveți că rezervați. Nu prea aveți voi să prestați. Dar a voastră e afinată și până în gând. Afinată, bun. Dar cu ăla că aveți? Da, și să cred că e și mai bună. Ați luat-o cu bună beza, nu, asta e viața. Ne-a probat și piticul, să cred că e o fă bună. Ală, ce bună! Boale-n breu? Boale-n breu? Îți din mănica, pe tine? Bă, dar frate! Felice să știa la glavură! Avem coș de gunoi? Suntem ecologiști! Hai, hai, vedeți-vă la banul, hai, ia, băieți. Banușul, băieții! Da, bă, lăsați-mă și eu, o leac pe grupul, hai! Bune, pentru ei! Multe! Las, pe grea sala mea! Nu, oricum, îndreaptă când se taie, nu, de ce spui mișe? Nu, îndreaptă când se taie, nu îndreaptă, băi, nu stăm. Băi, m-o suna, gata, m-a scapat! Gata, banușul, gata! Gata? Hai să-ți sun pe Lucianu, băi. Să mănâncă jos acolo. Acolo. Probleme sunt... Da, hai, domnule! Da? Hai, dispă, da! Foarte mare! Gata! Clorofila! Ce bine ai, bă, nu... N-a putut să nu-și dă o cameră! Mamă, unde ești? Vine să mă iei! O, pătru, două, pătru!
un sac de dormit și să mai pun pe mine. Stai calea mare de sus, o tragi și mulțumesc de frig de așa. Vai, aceea și doamnele e tremură de frig. Iată-ne, Dar voi unde v-ați pus cortul? Unde aveți cortul? Acolo sub... Sub doamnă, nu sub doamnă, sub trei. Sub fustele... Așa, sub doamnă. Acolo, acolo. Lasă, acolo nu plouă. Dar vine Miluz de acasă, hai să sunăm. Alo! Miluz, bă, vin mai repede, bă! Bă, placu, nu mai pot de frig! Nici nișorapile! Și spune că și plouă! Și plouă, dar și plouă! Și n-ai oameni? Spune de revulsin, revulsin! Nu știu ce zice tu, că nu înțeleg! Revulsin? Nu știu! Pentru gambă! Vă aduce, vă aduce! O, părinte! Ceresc îndurare! Fă-mi binical, că murim de frig! O, dar soare! Ce soare? Soare-ndar! Soare-ndar! Era chiar pe soare! Uite așa, pe mine, am ajuns la lira lui ATE. L-a dat pe tot, luați! Thank you.
Prezentare slide. Se acordă locul 3, Club Ecoturistic Crucea Talienilor. Locul 1 pentru proba cultural, Club Ecoturistic Crucea Talienilor. Da, profesoare, sunt copii. Taci! Se acordă la general, la casament general. Locul 2, Club Ecoturistic Crucea Talienilor Vorca. Dar nimeni nu e. Dacă nimeni...